Superliga vă este oferită de Superbet. Rapidul începe cursa de urmărire a liderului FCSB. Sunt 11 puncte între cele două formații. FCSB va juca luni seara, de asemenea, în direct, partida de pe teren propriu cu UTA. Meci mare, meci frumos în această seară, în Giulești. O echipă care nu odată le-a pus mari probleme rapidiștilor. Așteaptă Blidar. Primește tânărul jucător al Craiovei și scoate bine pentru Bausa. Juan Bausa, moldovan. Primul șut pe spațiul porții. Șut de pe loc. Neașteptat de periculos al lui Bausa. Tras cu stângul. Aproape fără... mingea deviată. Cred că și asta l-a deranjat pe moldovan, care nu reușește să rețină. Norocul lui este că nu e niciun adversar prin zonă. Urcă Padula. Acum Bausa, Padula din nou, în fața lui Săpunaru, Padula, vine șutul, destul de bun gol! Albu! Excelent șutul lui Albu, cu stângul, cu efect, în vinclu! Parcă l-am văzut pe Papo, marcând exact acolo, a pus-o și rapidistul la finalul anului trecut. Într-un meci cu voluntariul, dacă nu greșesc, Craiova a combinat frumos, a ieșit decisiv, totul vertical, totul trecând pe la probabil cel mai bun coordonator de joc din Superliga, argentinianul Juan Bausa. Iată-l așezându-i mingea lui Albu și ce finalizare, ce gol superb! Acolo a vrut să dea. Albu ia galben. Da, da, s-a dezbrăcat. De bucurie. Ia galben și este un jucător vizat de întâlnirile cu adversarii. Are poziția aceea grea în fața fundașilor. Sau Hasani. Onea până la urmă, centrează. Era să înscrie Săpunaru, n-a judecat bine faza Gurău. Gurău a stat prea mult, a așteptat mingea prea jos. O aștepta deja aici, în poale. Nu chiar în poale, a vrut să boxeze, dar trebuia să iasă mai devreme. Coarul în care o protejează, a pierdut cel mai bun moment, se întoarce cu minge pentru același Onea. Onea, o nouă pasă inteligentă, a fost Hasani, gol! Ce gol frumos! Marchează Krasnici, portarul Gurău, blocat de proprii jucători. De proprii colegi, nu vede această lovitură bine plasată a lui Krasnici. Dar ce acțiune de atac frumoasă! O mulțime de pase date acolo în marginea careului sau în interiorul său. Iată aici. Înlănțuire, într-adevăr, de excepție de pase. Terminată cu acest șut cu piciorul drept, cred că cu un pic de efect, a trimis Krasnici, nu știu dacă nu cumva mingea nu îl atinge pe un jucător craiovean. Cert este că am asistat până acum la două goluri marcate într-o manieră asemănătoare, cu șuturi bune, șuturi foarte bine plasate. 1-1, avem, așa cum ne așteptam, un meci frumos, un meci cu o mulțime de realizări ofensive. Arbitrul, bun dribblingul lui Achim, foarte bun dribblingul, iată-l acum pe Bauza. Pasă în spatele apărătorului, gol marcat de Button. Să vedem dacă este de acord și asistentul și dacă sunt de acord cei din camera VAR. Excelentă fază, excelentă fază de atac, nu știu încă dacă e un gol valabil. Ce-i poți cere mai mult celui de la care aștepți pase decisive? Are două meciul ăsta Bausa, dar trebuie apreciat ce a făcut Achim acum cu pasul ăsta lui lent. Poziție corectă. Corect, e gol. E corect. Cu pasul lui lent, Achim a destabilizat apărarea celor de la Rapid. N-a fost fault aici, cade ușor Onea. Bună reluare. Vaidă e păcălit acolo de Achim.
Exact ce vorbeam mai devreme, momentele în care liniștea din jocul lui Hakim, aceste întârzieri în transmiterea balonului își arată efectele, pentru că experimentatul mijlocaș are timp, e liniștit, se uită către jucătorii care îl pot ajuta. A văzut și în direct. Nu vrei să-ți dau galben? Cam așa văd. Pleacă de aici că-ți dau galben. Dă penalt. Ce o să fie pe contul de Facebook al lui Adrian Mititelu? Dar să vedem care va fi soarta acestei lovituri de la 11 metri. Cu un sfert de oră înainte de final, plus alte vreo 7 minute de prelungiri. Rahmani! 3-2, Vinclu! Rahmani, iată, se întoarce cu gol. Deci 7 goluri, 7. Foarte bine bătut penaltul. Tare, pe sus, plasat, aproape de Vinclu. Nu foarte aproape de Vinclu, dar oricum, penaltul bătut impecabil. Întotdeauna să-i mulțumesc lui Dumnezeu, din când încă mai dă și arbitrul o mână de ajutor. De la 11 metri sărit Lacroix. Excelent a sărit Funcho. La priviști mai cer o lovitură de la 11 metri. Mingea se întoarce la Onea. Șut! Bun! Gol! Rapid egalează! Onea șutează. Toată lumea aștepta o centrare. Rapid egalează prin Onea. Oare și-a câștigat și a recâștigat locul de titular. Moment de mare inspirație a lui Onea, dar și greșeală imensă portarului Gurău, surprins de acest șut la colțul scurt din unghi. Încearcă să iasă la centrare, stă departe din linia porții Gurău. Șutul tare, cu pământul, mingea udă. La fel și suprafața de joc. Și Gurău nu poate împiedica mingea să intre în poartă. Să știi că asta a vrut, să șuteze. Da. El Saui, Rapidul este dezlănțuit. Rămâne. Și acum Padula nu e acolo. Funcho. Rahmani! Ce ocazie! Lui Burmaz, deviat de Kvakic și mingea ricoșează la Rahmani. Gurău scoate șutul lui Burmaz. Meciul este nebun pe acest final. Blănuță, doi adversari depășiți, Blănuță în care o Blănuță! Ce ocazie! Ce ocazie pentru vârful moldovean! Mai are puțin și îl bate Chițu. Vrea să sară la bătaie goghetărul Craiovei, pentru că... Era în offside. Nu cred că era în urma mingii. Blănuță, cred că Chițu era în urma mingii. Să pun arunc. Rahmani înscrie. Hai să vedem șutul. Foarte bun, foarte bun șut. Același Onea. Da, și intervenție bună. De data asta intervenție bună lui Gurău. Are dreptate să fie supărat pe ai doi, niciun baraj în față, minge descoperită. Primește acum de la Onea. Îl are pe Mascarenhas în față. Albu reușește centrarea, Albu Gurău, bătut, gol! Burmaz! Senzațional gol! Senzațională lovitură de cap.
Se declanșează nebunia în Giulești. Într-adevăr, un gol care te scoate din minți, suporter al Rapidului fiind. Ce lovitură de cap! Ce gol poate să dea Burmaz la primul său meci. Atenție, nici măcar n-a fost titular. La primul său meci pentru Rapid. 3 din cele 4 goluri ale Rapidului marcate de jucători străini. 2 de kosovari și unul de acest Burmaz care prinde lovitura serii. Excepțională lovitură de cap. Lovitură de mare fotbalist. Să nu-i luăm din merite lui Albu și lui Bergodi. Albu a intrat în joc trimis de pe bancă. Burmaz la fel. A scos bine Gurău. Din nou o fază bună de atac. Lovitura de cap a lui Săpunaru. A dat-o în portar, apoi a încercat din reluare să trimită plasă, ocazie mare. Vă spun că are 2 goluri ale lui. Cel al lui Ionea, la care nu e niciun dubiu, și are vină la acest gol marcat de Burmaz.